ca și creativ, prima oară cred că am simțit cu adevărat că am făcut ceva frumos când am reușit într-un moment dificil în agenția în care lucram să vin cu o soluție de care era nevoie, ca agenția fiind mică și la început să poată să meargă mai departe. Și da, asta cred că a fost primul moment în care am simțit că am ajutat cu adevărat, adică creativitatea m-a ajutat să stand out cumva, adică am simțit că am putut face legătura cu tot background-ul ăla pe care l-a adunasem în timp. Mi-aduc aminte în copilărie, când eram foarte mic, am fost la bunici în Argeș și neavând foarte mulți copii cu care puteam să interacționez, a trebuit să-mi găsesc o lume în care să mă regăsesc și m-am descoperit filmul, o chestie care m-a prins complet și mă pierdeam, adică nu vreau să mănânc, nu puteai să te înțelegi cu mine în momentele alea. Și bineînțeles, după asta au apărut părinți care erau prieteni de familie cu ai mei, care încercau să-i convingă că nu e bine, că îmi pierd foarte mult timp cu filmele, îți fac rău filmele, nu e bine. Și spre fericirea mea, părinții mei au reușit să nu-mi interzică, să se abțină de la chestia asta și chiar mai mult, mătușa mea a cumpărat un video, adică mi s-a părut așa, era in your face. Mă gândesc că cel mai bine atunci când vezi că un copil vrea să se dezvolte către o anumită direcție, să nu intervii și să nu-i pui anumite bariere doar pentru că tu îți dorești să-l construiești și să-l clădești către o anumită cale. Aș vrea să-l lași, cel puțin eu așa voi face cu copilul meu. Nu știu când va fi, dar știu sigur că așa voi face, că îl voi lăsa să se deschidă către lucrurile care îi plac și o să încerc să-l susțin cât se poate de mult. Susține creativitatea tinerilor. Intră pe www.manifestpentrucreativitate.ro.